Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă fac un mic tur al Lumpini Stadium, care este cel mai puternic stadion de Muay Thai din Thailanda și din toată lumea. Aici se luptă cei mai mari campioni și sunt onorat să fiu și eu lângă ei. Haideți să începem. După să schimbăm camera, asta este zona de pregătire. Zona 8 a fost și zona noastră a românilor. Acum s-au mai rărit oamenii pentru că sunt finalele și semifinalele. Majoritatea s-au mutat mai la umbră, pe suprafață unde sunt și saci. După cum vedeți, aici este partea exterioară a Lumpini Stadium. Sunt 5 ringuri. Imediat ajungem la ele. În momentul de față se desfășoară campionatul mondial WBC, partener oficial One Championship. Uitați sportivii cum se schimbă, se pregătesc. De aici se rulează echipamentele pentru următorii concurenți. Vedeți, sunt mănuși Twins, Venom, de fapt, echipamente. Twins, Venom, sau adică sunt ventilatoare pentru că este foarte cald. Salutare, Sergiu! Aici sunt cele 5 ringuri. Pe acest ring m-am luptat și eu ieri. Cred că este în desfășurare chiar un meci la 70 sau 75 de kilograme. Mersi pentru răcursămiță. Facem o mică plimbare. Bun. Astea sunt ringurile exterioare. Acum să ne îndreptăm către clădirea principală, unde se desfășoară finalele în momentul de față. Imediat. Uitați clădirea principală. Aceasta este. Până să ajungem acolo sunt niște food trucks. Aici oamenii mănâncă după ce au făcut cântarul. Că asta este cel mai mare stres, vă rog să mă credeți, este stres mai stresant decât meciul în sine. Lupta cu greutatea este debordantă câteodată. Dar asta este, face parte din sport. Aici sunt standuri Twins, One FC, care este încă o dată, repet, partener oficial WBC Muay Thai. Aici vreau să fac o mică precizare. Cine câștigă la amatorie la WBC Muay Thai are șanse mari să fie selectat în gala principală One Championship. Aici sunt echipamente WBC Muay Thai. Standul Venom. Iar niște mâncărică. Am ajuns la clădirea principală Lumpinii. Aici sunt niște mici magazine de mâncare. Chipsuri nu prea sunt recomandate pentru sportivi, mai ales înainte de meci, dar nici după nu le recomand. Mai bine să le evitați.
standul prins. Da, uitați ce frumos arată. Standul SKS. Și site-ul Top King. Din fiecare stand am cumpărat câte ceva, nu mă puteam abține. Să ne întoarcem către intrarea principală. Ia uitați aici, bunătăți, am mai băgat și chestii la reducere. Aici sunt reducerile. Chiar n-ai cum să te ții să nu-ți cumperi câte ceva de aici. Ne îndreptăm către intrarea principală. Dar până atunci vreau să vă arăt și standul Fairtex, imediat ajungem la el. De aici se mănâncă cu 50 de baht. O mâncare foarte consistentă. 50 de baht înseamnă mai puțin de 10 lei, ca să vă faceți o idee cât de ieftină e mâncarea aici. Așa. Uitați standul Fairtex. Copiii se pregătesc pentru niște demonstrații de Muay Thai, de Muay Boran. Aici este și un mic muzeu cu produse dedicate Muay Thai-ului. Niște mănuși, shorturi, costum de intrare în ring de epocă. Ce mai au pe aici? Clopot, clarinet, armbrand sau prajad, moncon vechi, o centură de campion. Okay. Să intrăm în interior. Obligat. Și am ajuns în interiorul Lumpini Stadium, aici se desfășoară finalele. Aici este meca Muay Thai-ului mondial. Îmi pare sincer rău că n-am ajuns și eu să lupt în interior, dar cu cunoștințele dobândite, sigur o să fac în așa fel încât cel puțin un elev de-al meu să lupte aici, dar eu cred că o să fie mai mulți. Până la urmă, asta este scopul artelor marțiale, ca elevul să-și depășească profesorul. Iar asta sunt hotărât să fac. Numai bine, succes la antrenamente, să ne vedem sănătoși în țară. Salutare! Numai bine!